tragem tare pentru altă promovare. Steaua București are punctaj maxim după primele 6 etape ale campionatului. Roșialbaștrii se pot distanța la 6 puncte de locul 2 dacă vor obține o nouă victorie în restanța cu FC Voluntari 2, care va fi transmisă miercuri de la ora 15 în direct pe Steaua TV. Fotbalistul în vârstă de 20 de ani, Adrian Ilie, este singurul jucător de la Steaua care a bifat toate minutele în acest campionat. Avem un singur obiectiv și acela este promovarea. Mai avem meciurile acestea din campionat, trebuie să le câștigăm pe toate și după aceea ce e mai important este normal, barajul, nu? Care trebuie să câștigăm totul și obiectivul normal este promovarea. Cum e atmosfera la echipă? Este o atmosferă foarte bună. Avem victorii pe linie, de ce să nu fie bine? Unii suporteri se așteaptă să câștigați meciurile de o manieră mai ușoară. Da, normal că se așteaptă, avem o echipă bună, avem o echipă foarte bună cu jucători buni, dar normal, acest virus ne-a ocolit și avem jucători care au jucat meciurile după o zi de antrenament. Normal că trebuie să fie un minus față de celelalte meciuri în care am jucat toți și am fost bine. Pe tine te-a ocolit acest virus? Am avut noroc să fiu ocolit și îi mulțumesc Dumnezeu și sper să mă țin sănătos în continuare ca să pot juca și să pot ajuta Steaua să promoveze. Fundașul de bandă stângă, care a început fotbalul la Sportul Studențesc, a fost lăudat de Ilie Dumitrescu pentru capacitatea de efort de care dă dovadă. Toate felicitările mă motivează, normal. Totul este un pas înainte pentru a ajunge fotbalist, nu? Pentru că asta îmi doresc cel mai mult. Sunt și unii suporteri care se așteaptă să fii convocat la un moment dat de selecționerul de tineret, Adrian Mutu. Le mulțumesc că se gândesc la mine, dar vreau să-mi fac aici treaba cât mai bine și dacă va veni o convocare, Doamne ajută! Noul Adrian Ilie din Ghencea ne-a dezvăluit la ce capitol ar trebui să se perfecționeze și cine este fotbalistul din lume pe care îl admiră cel mai mult. Poate Mbappé, chiar dacă nu e pe postul meu, și de curând Davis.